mai scurtuță, ca să spun așa, și eventual să mai jucăm din concurs. Dar ai face concurs? Facem concurs, de ce să nu facem concurs? Și încep cu o întrebare, lecția de azi. Știe cineva cum s-a chemat lecția de data trecută, except Mihai, care n-a fost? Auto? Autopilotul, corect. Deci modul autopilot, în șac care nu este bun, da? Într-un fel să știți că lecția de astăzi este un fel de continuare a lecției de data trecută și am denumit lecția de astăzi gândirea elastică în șac. Și veți vedea ce înseamnă gândirea elastică în șac. Deci hai să începem cu această simplă poziție de deschidere. S-au făcut 7, 8, 10 mutări, albul este la mutare. Poziția este cum? 10 mutări total? De o parte și de alta, da. Deci albul este, aproximativ, albul este la mutare aici și fiind la mutare bate acest nebun de la B6. Deci încă o dată tabla este întoarsă, dacă vă uitați, asta este linia 1, da? Și asta e linia 8. Băi, de ce nu te faci cu roșu? Și asta e linia 8. Da? Deci, bate nebunul din E3, bate la B6. Și nu se trebuie mare lucru, poți să treci și inclusiv pe autopilot, pentru că mutarea corectă aici este A7-a pe B6. Care, dintr-o dată, mi-aduce trei beneficii, aș putea spune. Am o coloană semideschisă, da? Pentru turnul meu din A8. Îmi păstrez doar o singură insulă de pion, da? Observați? Deci, o singură insulă de pion format din acești pioni. Iar un pion, ca și piesa, vine spre centru. Deci, pionul din A7, ajungând la B6, e mai aproape de centru, înseamnă că valoarea lui crește. Este mult mai slabă această mutare. Și logic. Pentru că aici rămân cu două insule de pion, nu am nicio coloană semideschisă, da? Și pionul se duce dinspre centru, spre margine. Deci, efectiv, această mutare este foarte îndoielnică în această poziție, da? Îți trebuie mare gândire să faci o astfel de mutare? Nu. De asemenea, la exemplu următor. Albul este la mutare, tot așa după ceva deschidere și ba. Da? Cu ce bază? Cu H7 ia pe G6. O mutare foarte bună. Îmi păstrez în continuare doar două insule de pioni. Da? Nu, da, da. Dacă vreau să se deschideți legătură, dacă toate insule, dacă un pion are legătură cu el de sub și altul, de sub și altul pe diagonală, se consideră că ea doar o insulă. Da. Deci la începutul partidei nu este decât o insulă de pion. Este un lanț neîntrerupt de pion. Insulele de pion sunt acele lanțuri de pion existente pe tablă. Deci aici, de exemplu, negru are așa. O insulă de pion formată din acest lanț de pion și a doua insulă de pion asta. Aici există pauză între ele. De asemenea, albu are două insule de pion aici. Una, pauză și a doua. Deci H7 ia pe G6. Spre deosebire de F7 ia pe G6, îmi asigură mie. Deci aici nu am nici... Da, Luca. Corect, deci eliberăm și turnul. Nu ne facem... Aici câte insule de pion are negru? Trei. Ia uitați-vă. Deci am una, două, trei. Să țineți minte, cu cât ai mai puține insule de pioni, înseamnă că structura ta de pioni este mai compactă și este mai bine să ai mai puține insule de pion decât mai multe, da? Plus că acest pion se duce de la centru spre margine, deci încă o dată, pionii la fel ca și piesele sunt mai valoroși cu cât sunt mai spre centru tablei, plus că aici apare și un pion înapoiat la E6, care este o viitoare slăbiciune pentru negru aici. Exemplu, albul poate să joace imediat turne 1 și le ia la țintă. Vedeți? Deci este normal ca încă o dată aici să bați cu H-ul. Și nu este nicio mare inginerie. Poate să vă intre însă marele pericol, poate să vă intre exact la
capitolul autopilot. Deci să jucați tot timpul, să bateți cu mari. Dar șahul într-un fel, și dacă înțelegeți acest lucru, să știți că progresați mult mai mult și mult mai rapid și mult mai cu succes, aș putea spune. Este totuși un șah de gândire. Într-adevăr, în șah există multe, multe reguli și teoreme și toate astea care se aplică de cele mai multe ori. Dar această expresie de cele mai multe ori, asta nu înseamnă că nu există poziții în care se aplică invers. Deci tot timpul șahul trebuie privit ca un joc de gândire și să nu treci pe automatisme, cum v-am învățat data trecută. Și pentru asta vă arăt o partidă jucată acum 110 ani, 109 ani, în 1912, la alb era Alexander Alekhine, cel care va deveni mai târziu în 1927 campion mondial, iar la negru un reprezentant de seamă al hipermodernismului, Akiba Rubinstein. Hipermodernismul este o lecție care, de exemplu, eu am făcut-o pe net. Sofia știe. Deci, să ne uităm un pic la această partidă și să o comentăm și cu asta pe urmă termin și lecția, practic. Deci, E4, E5, cal F3, cal C6, nebun B5, ce fel de apărare, cum se cheamă această apărare? Știe cumva să-mi spună cineva? Apărarea are două denumiri. La noi, noi o spunem apărarea spaniolă, da? Spaniola, iar vesticii spun Ruy López, după cel care a inventat-o, care era un spaniol, dar noi, pentru a nu mai reține multe denumiri, îi spunem simplu apărarea spaniolă, pentru că a fost inventată de un spaniol, Ruy López. A6, nebuna 4, cal P6, rocadă mică, teorie curată. Și aici sunt două posibilități pentru negru. Una, nebune 7, cu care se intră în spaniola închisă, și calea pe 4, cum a jucat albul negrul aici. Calea pe 4, care duce la spaniola deschisă. Să nu credeți că acel pion este în plus, că negru câștigă aici un pion. Deci, D2, D4. Să știți că din punctul acesta de vedere al deschiderii, în acest moment, această variantă a rămas cam neschimbată. Deci ceea ce se juca cu 100 de ani, se joacă și la ora actuală. Este la modă, cum s-ar spune. E cea mai tare continuare aici, pentru că nu poți să bați, având regele în centrul tablei, pentru că îți leagă imediat calul total și pune lăbuța pe el. Da? De aceea aici trebuie întâi să împingi, așa s-a jucat, și pe urmă să mai împingi o dată, da? De aceea îi spune apărarea spaniolă, varianta deschisă. Albul și-a bine mersi pionul înapoi cu pionul. Câte bătăi a făcut pe acest pion de la D5? 2. Câte apărări are negru? 1. De aceea negru joacă corect și normal nebune 6. Pion C3, ca să-și facă loc de nebun, veți vedea, ca să nu dea nebunul din B3, să nu dea perechea de nebun. Deci, încă o dată, rețineți acest lucru. Marilor maestri le place la nebunie perechea de nebun. Nebune 7, cal D2, hai să te schimb calule, că stai prea accelerat aici. Negru zice nu. Nebun C2, nu vreau să-ți dau perechea de nebun. Nebun G4. Legare. Ce ameninți? Calea pe E5. Da? H3, nebun H5 și dama E1, iese de pe legătură. Acum, dar nu mai poți să bați, da? Pentru că este clar. Iar dacă bați acest cal, pur și simplu îl bat cu calul. Pe cine ajută acest lucru? Numai și numai pe alb, care rămâne cu perechea de nebuni. Nebunul din C1 este liber să iasă afară, nu are probleme. Deci varianta asta ar fi idiotă pentru negru, de aceea negru aici joacă foarte bine. După cale 6, care pune un pic stopper, cal H2, nebun G6. Și în acest moment al partidei, albul bate nebun. Și conform celor două exemple de dinainte, normal trebuie să bați cu H-ul, nu? Nu. Aici, analizând foarte bine partida,
și poziția ca rezultată, negru bate cu feul. De ce? Ca să înțelegeți un lucru. Că de asta vă spun eu, e bine să aveți tot timpul o gândire elastică, adică o gândire care să se adapteze tot timpul pe poziția existentă pe tablă la momentul respectiv, da? Deci să nu fiți încorsetați în dogmele șahului, că sunt multe dogme, încă o dată, tot felul de reguli, de sfaturi, de astea, da, se aplică de cele mai multe ori. Există situații când nu este bine. Deci ce vede negru aici? De exemplu, când bate cu H-ul, e posibil ca albul să joace F2, F4. Și după ce faci rocada, că totuși nu poți să stai cu regele în centru tablei, nu? Faci rocada, să zicem, vine pe tine, cu G4. Într-adevăr, poți să joci aici mai activ și mai bine, într-un fel nebun, C5 și după rege H1 să joci cale 7. Dar după cal F3, cal F5, cal B3 îți dă nebun, să zicem, nebun B6, din nou rege H2 și iar o să vină cu G4 pe tine. Și practic este o poziție foarte încălcită în care nu prea îți dai seama care stă mai bine. Pentru că ai regele în continuare în centrul tablei. Nu prea îți vine să faci rocada dacă vine valul de pioni pe tine, dar nici nu îți vine să stai cu regele în centrul tablei, că tot după ce acest cal se mută, e foarte posibil să vină F4, F5 pe tine. Deci analizăm poziția, Akiba Rubinstein în această poziție, revenind puțin înapoi, bate cu feul și se gândește așa. Bat cu feul și acum când va juca F2, F4, îi fac rocadă. Și dintr-o dată F4 ăsta nu mai poate să vină F5, cam două bătăi, și îl blochez și va rămâne cu nebun prost și gândește foarte bine. Și Alehin, într-un fel, își dă seama aici că F4 nu mai are niciun sens și joacă, schimbă planul. Cal B3, G5. Din nou, nu se grăbește cu rocada. Observați? Vrea la o adică, dacă, pentru că Alehin tot ar fi dorit să joace F2, F4. Zice, ia, dacă tot joci F4, să-ți bat cu G-ul și să rămân cu pion de dublat. Nebune 3, dezvoltare ultima piesă, rocadă mică. Cal F3, damă de 7. Practic, în acest moment, al partidei negru a obținut o dezvoltare excelentă. Și și-a terminat, practic, deschiderea. Este Mihai? Când se termină deschiderea pentru un jucător? Când între cele două turnuri ale tale nu mai există nicio piesă proprie. Observ vreo piesă neagră între cele două turnuri negre? Nu. Nu. Aici mai este o piesă albă între cele două turnuri albe? Da, e dama. Nu? Și aici Alehi joacă damă de 2. Cu ce scop joacă damă de 2? Practic eu aș putea să închei partida aici pentru că v-am arătat cum negru a gândit foarte atipic. F7 ia pe G6, adică a avut o gândire elastică și cu asta aș putea să vă spun negru câștigă peste câteva mutări. Dar vreau să vedeți și toată partida în continuare, pentru că veți vedea de ce. Deci damă e 1-2, își termină și el dezvoltarea, își face legătura, adică între cele două turnuri și amenință ce? Câte bătăi are albul pe acest pion? 3. Câte apărări are negru? Doar două. Deci o mutare foarte agresivă care amenință un pion. Ce ați juca cu negru aici? Pentru că vă spun un mic secret, așa, dar rămâne între noi. E o greșeală, damă de 2, care pierde partida. Da, zi, Luca. Păi și când ți-l iau? Mi-l dai degeaba? Păi da, oricum, și eu așa și eu am spăturica. Dacă vrei să spargi spăturica, fi mai vașnic și mai... Adică spargi pe cea din fața regelui. Dar regelui e alb, da. Sparge-o, efectiv, nu... Da, nu știu. Da, zic. Alb,
Cal pe patru este o mutare, dar e posibil să zboar cu nebunul și pe urmă să joc și un cal de patru. Ia să văd, cine-i curat? Poți să mai zic? Da. 2, 3. Bravo. Vezi, deci să ai puțin curaj. Deci, într-adevăr, păturica spartă cu foarte puțin material pierdut, că practic nu pierzi decât un punct. Dar e făcut păturica praf și atacul tău începe să fie, să aibă o forță deosebită. Deci, normal, mutarea corectă aici ar fi fost nu agresiva damă de 2, care într-adevăr e agresivă, dar e proastă. Trebuia să joace eventual damă e 2 sau cal de 4. Dar în momentul când joci damă de 2, săracul Alehin, care va deveni campion mondial peste câți ani de la această partidă? Peste 15 ani, deci, mă rog, era în tinerețe atunci, s-a pomenit cu această bombă în cap, turnea pe F3. Și după G-a pe F3, că normal trebuie să bați cafe, rămâi fără piesă, calea pe E5. Ups. Deci, practic, ce a realizat aici negru? A făcut un așa zis sacrificiu de calitate, adică a dat un turn și a luat un cal și un pion, dar păturica ta e praf, ai doi pioni dubli la F2 și la F3 și o ameninț regește calea pe F3, șac și damă. Da? Da? Deci un fel de furculiță regală. Într-adevăr, Alehin aici începe să apere îndrăcușor, cum s-ar spune, dar poziția lui este compromisă. Deci damă e 2 și apără pionul, iese din tur pe 8, ultima piesă care cal de 2. Mai apără încă o dată și zice, hai, acum. Da. Mamă, ce atent ai fost. Mamă, ce atent ai fost. Uite, îți dau cu 3 mutări înapoi ca să vezi unde e turnul negru. Pe margi. Uite, aici e turnul negru. Deci turnea pe F3. A dispărut turnul. Pe un cal și un pion, încă o dată. Și după calea pe E5, amenințând cal pe 3, albul este forțat la damă E2, turn pe 8, albul este forțat la cal de 2, să-și mai apere încă o dată acest pion de la F3, da? Și acum, foarte bine, negru trebuie să-și construiască un plan de atac. Pentru că, cel puțin pe moment, și nici nu prea se vede cum face a treia bătaie pe acest pion de la F3 ca să-l iei, și atunci achibă, da, zi. Și un mutare negru. Zi-o. Pion G4 și dacă ți-l iau cu H-ul sau chiar cu F-ul. Nu, îndrepti structura de pion. Deci, practic, la G4 nu numai că ți-a, e îndreptat păturica, bine mersi. Nu. Nu, nu aici nu mai, nu, negru nu caută material. El trebuie să caute o continuare a atacului și vedeți ce important pentru negru devine dintr-o dată acest câmp F4. Care este un fel de câmp avampost pentru unul din caii lui. Și negru joacă foarte bine aici, cal G6. Turn de F1, pe ideea că dacă bagi un cal aici, după ce îți bat și bat, îți iau nebunul de aici. Bine? Deci trebuie să fii atent și la mutările adversarului, da? Dar Akiba joacă foarte bine aici, nebun de 6. Imediat, Luca, da, zi. Eu am zis-o și pe a treia, că se zice că a treia e cu noroc. Da, bine. Al treilea a răspuns bun, nu? Da. Bravo, bravo. Nebun de 6 și F4. Calea pe F4, damă F1. Calea pe H3, șah, rege H1. Deci uitați-vă și dumneavoastră cum intră piesele negre în atacul regelui al G4. Și după damă E2, damă F5, uitați-vă la săgeata aia roșie, practic Alehin cedează aici. Una la mână, materialul s-a schimbat, inclusiv balanța materială s-a schimbat aici, pentru că negru are aici 3 pioni plus cal pe un turn. Dar ce este mai mult mai important aici? Uitați-vă la regele ăla alb. E complet dezvelit. Și după damă H5, care nu prea ai cum să-l oprești. Cum, Doamne, iartă-mă, împiedici cal F2, șah, dublu? Deci e
E distrus complet albai. Și ca să nu credeți că eu mint, îl punem pe Pupus, da, imediat, că asta a fost toată lecția. Poți să zici ce este acolo? Adevărul este că și domnișoara Erica se grăbește un pic, că mai sunt 5 minute. Da, hai, uitați-vă acolo. Deci, ce este acolo? Minus urmat de plus. Deci, orice ar juca albul de aici încolo este condamnat. Deci, negru câștigă partida. De aceea, Alehin, care era mai tânăr la data disputării partidei, a cedat. Și acum, mai sunt 5 minute, da? De lecție, da? Exerciții? Vreți să facem exerciții? Hai să facem exerciții. Hai să facem exerciții. Două, trei, cât ne permite. Exerciții care le-am dat la grupa elaltă, dar n-am reușit să le tenim cu grupa elaltă pe toate, așa că dumneavoastră îi ajutați. Albul la mutare. Cine îmi spune ce mută albul aici? Zinic. Mutarul. Da. Zi pe litere și cifre. Domnul. Tură G1. Altcineva. Nebun de 7. Nebun de 7. Tu ce zici, Erica? Eu vreau zic tură bun de 7. Tu vrei foarte bine, mă bucur. Ce a zis și Sofie? Tură G1, da? Zi rare. Deci ce ești cu albul la mutare? Tură G1. Da, tu ce zici, Nic? Apropo, voi într-un fel sunteți dezavantajați, dar Erica participă și la ora anterioară, deci lecția de la ceilalți s-a chemat legare. Păi, dar Erica are avantaj. Da, are într-un fel. Bă, da, dar ea n-a făcut exercițiile astea, că n-a reușit să le termin pe toate. Da. Damă ce... Te răzgândiști? Damă ce trei? Aici? Da. Zi, Alesia. Doamna, pot să zic? Ce ești doamna? Da, damă, pe, damă, de... Doamna. Da. Nebun. Da. Pe șapte. Nebun pe șapte. Da. Da. Răspunsul corect este, într-adevăr, nebun ia pe de șapte. Deci stați un pic ca să înțelegeți. Deci, încă o dată, ca să înțelegeți, acest cal din F6 este legat total. Deci, observați, nu pot să-l mut, că mă fluieră calculator. Dacă este legat total, înseamnă că el nu poate să-și facă datoria, mersi. Dar și la prima vedere poți să zici, bă, poți să bași cu down. Că nu poți să-mi ia damă. E legat total. Da, dar damă de 7 este greșeală gravă pentru că îți dă mat. Ia uite, jucă el pentru mine. Doamna. Și atunci tu aici trebuie să bați cu nebun. Da? Doamna. Deci, încă o dată. Treci, bă, aici pe infinit analiz. Ăsta se trezi, domnul calculator, vrea să joace cu noi. Deci, încă o dată, nebunea pe de 7 în schimb este răspunsul corect, pentru că nu ai nici mat și nu ai nici damă de 7. Dama aia nu este apărată de nimeni. Calul din F6 este apărat. Celelalte continuări au fost niște baliverne. Puf, următorul exercițiu. Legare. Da, zi. Negru la mutare. Domnul, prima la 10 puncte câștigă. Nu, câștigă negru la mutare. Și câștigă? Apoplată. Ce ai jucat cu negru aici? Deci pionul ăsta se duce să se transformă. Ce-ai jucat cu negru?
Da, negrii la mutare, ce joacă aici? Turfe 8. Turfe 8. Nu, 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 mi-ai răspuns, gata. Eu altcineva. Zic că eu aș zice, domnul, ca să-i dea mat? Nu, 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 e o poziție în care tu trebuie să faci fața amenințării B7-B8 și ești la mutare. Mihai, răspunsă, turfe 8. Turn B6. Bă. Turn B8. Turn B8. Alesia, tu ce zici? Tot turn, da? Mai, toată lumea vrea să mute turnul, nu? Eu acum vă zic și greșit. Zic. Trebuia să bate un pion cu cale. Corect, calea cu B7. Păi ce mai corect, nebunul ăsta este legat total. Eu, deci nu-și face treaba. Ți-l iau direct. Foarte bine, Mihai. Nu e nimic, stai. Doar, Luca, unde te duci, prințișul? Luca, unde se duce? A demisionat. A, nu, se duce la toaletă. Albul la mutare. A, nu, stați că o făcurăm. Bună ziua, bună ziua, ești noua vedetă. Negru la mutare. Negru la mutare. Negru la mutare. Da. Bazați-vă pe legare și câștigați material. Da. Bați cu negru. Ce? Din palme. Nu, 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 uit, normal că e o prostie, zi, Erica. Nebun, nebun. N-auzi că e o prostie. E, doi. E o prostie. Nebun pe doi e o prostie. Nebun ia pe doi, zici, nu? Da. Păi bacul, da. Domnul! Da, da, zi, Mihai. Cal pe 4? Cal pe 4 ți-l bag cu nebun. Da, am pus chiar bine. Într-adevăr, eu simplu schimb. Cal pe 4, nebun pe 4, e pe 4, nu câștigi nimic. Eu spusei să-mi câștigi material. Material. Folosindu-te de o legare. Ce piesă albă e legată total? Răspundeți-vă la această întrebare. Pionul din F2, ăsta este legat total. Domnul, domnul, care e 3. Foarte bine, și tu vrei să o fi să spui tot asta, nu? Deci vedeți ce simplu vă apare, corect, vedeți ce simplu vă apare răspunsul în căpușor când vedeți piesa legată total. Deci acest cal G3 mă duce pe mine la câștig material. Bă, dar ce e cu aici? Cine e la mutare? Oh, albul e la mutare. Scuzați-mă. Domnul! Albul e la mutare! Deci dacă era negru, câștiga. Scuzați-mă! Albul e la mutare! Albul! Păi da, păi de ce nu spune? Hai să ne uităm acum după o piesă neagră legată. Domnul, domnul! Da, 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 da. Dacă mai greșești o dată, te demisionezi. Adică dacă greșești și eu, tu iar demisionezi, nu? Nu, dar greșești. Da. Piesă legată la negru, nu văd niciunul. Nu văd nicio piesă legată la negru, nici eu nu văd. Da, eu zic, eu vă propun cal E7. Păi-mi bani. Nu am nicio rost. Sau cal G5? Nu e pe ghicite, eu practic văd. Văd cum câștigi cu albul un pion, dar nu e legat de legare. Adică nu văd care e problema legării. Un pion? A zis? Da. De fapt, nici un pion nu-ți dau. Eu vreau să zic, o, ne pun G6, G5. Ar avea un rost? Ar avea un rost. Da. D1. Ia, gata, liniște, hai să ne gândim. Nebun H6. Da.
Nu. Normal că nu am făcut. Nu vezi că n-am făcut-o și stau și mă uit și eu capisă un calendar la aia? Nu, am mai bați pionul din C7 cu calul? Nu. Domnul, este că am primit idee. Trebuie să facem. Este o idee nebunghecii, dar e posibil să joace F6. Domnul, cred că nebun G5. Asta e și eu. Nu, deci eu, sincer, dacă aș fi cu albu aici, aș juca nebune 3. Dar e ca fapt divers așa. Ai și ăsta e ultimul că văd că... Ia, ăsta ce gândește aici? Care e cea mai bună mutare? Cal de 1? A, turn de 1. Turn de 1? Oisei! Oisei! Turn de 1. Na, să-i duci. Dați-ne făcă așa. Meu. Dar la nebune 3 ce are, bă, fratele meu? Că eu nu înțeleg, ia stai. Ai cu 0. Eu este nebun de 1. Nu, practic asta înseamnă că este un exercițiu și turn de 1 și nebune 3, toate sunt bune, că tot egal dă, indiferent după care. Și nebun G5? Practic, nebun G5 e prost, că joacă pe 6. Da. Deci, încă o dată, aici noi trebuie să vedem într-un fel amenințarea negrului, care este cal G3. Și ori să o parăm cu nebune 3, ori să jucăm și turn de 1, plecați de lângă mine ca și ajungeți pe net. E COVID-ul. Da, dar chiar noi ne vedem pe cameră. Ia, băști? Da, bun. Pe net. Ia să vedem aici. Albul este la mutare. Care piesă neagră e legată? Piesă neagră. Și ce muta albu aici? Hai, ăsta e ultimul și până vă las să jucați. Joc cu tine, eu joc cu calculatorul, dă-te la o parte. Dă-te de aici, că dacă vrei să joci cu calculatorul, pleacă de aici. Deci ce joacă albul aici? Ce piesă neagră este legată? Mihai, da. Te rog. Ce piesă neagră este legată? Ce piesă cu albul aici? Ce piesă neagră este legată și ce joacă albul aici? Mongolia. Oh, da. Care? Din E4 sau din B5? Din E4. Corect. Deci, observați că Nic foarte bine observă că acest pion este legat. Da? Pentru că pe lateralul lui se află turnul din D5. Pur și simplu îi bate cap. Și în momentul când ea a mers. Deci, practic, ți-am dat un turn, dar ți-am luat un turn și un cal. Da? Și dintr-o dată, că dacă vă uitați un pic la poziție... Doamne, ești copilul în avantaj. Da. Aici era în dezavantaj material cu albul. Dacă nu găsești mutarea asta, turnea pe B4, pierzi partida. Pentru că el are pur și simplu, sau mă rog, chiar dacă nu o pierzi, în niciun caz nu o câștigi. Are două figuri și are pe tot. Bun. Având în vedere că este ora foarte târzie, oprim lecția. Așa, mie, mie.